E primul meci, într-adevăr. Dacă vom reuși să câștigăm, va fi foarte bine. Dacă nu, trebuie să ne acceptăm situația. Egalul din meciul cu Dinamo nu are nicio valoare pentru Panduri dacă nu câștigă mâine cu Bistrița lui Tatajan. După victoriile contra candidatelor din ultima etapă, gorjenii au cam rămas de căruță, la două puncte sub linia retrogradării. Culmea, chiar dacă vor bate Bistrița, Pandurii ar putea rămâne fără antrenor. Grigoraș amenință cu demisia din cauza unor neînțelegeri cu cei din conducere. Eu sunt convins că echipa va face tot posibilul și vom câștiga partida cu Bistrița. Așa presimt eu și îi simt pe jucătorii conectați și pregătiți de această partidă. Cu toate astea, Grigoraș se teme de Bistrița, echipă ce i-a pierdut însă în această iarnă pe Moraiș sau Andrei Mureșan. Da, e adevărat că a pierdut trei jucători importanți, dar Bistrița întotdeauna a fost o echipă care a vândut jucători, a reușit să aducă alții care s-au integrat foarte repede și acum au adus câțiva jucători care, ați văzut, unul dintre ei chiar a dat gol, are și un nume de mare fotbalist. Nu e o echipă mai slabă ca altădată. Poate, eu știu, dintr-un anumit punct de vedere, prezența lui Moraes sau lui Mureșan ar fi fost mai benefică. Bistrița e un fel de piață rea pentru Panduri, care au pierdut mai mereu în fața ardelenilor în ultimele sezoane. În turul campionatului, gloria lui Jean Pădureanu le-a administrat Pandurilor un sec 3-0. Pandurii în disputele directe cu gloria Bistrița cam este în dezavantaj în ultimii ani. Sperăm să rupem noi în această vineri. Pentru că am făcut o socoteală, că am fost perdanți în partidele cu Bistrița. Duelul dintre Pandurii și Bistrița se joacă vineri de la ora 15 la Severin.